Bun găsit, dragi privitori. Ma, o țară unde, într-adevăr, nu se întâmplă nimic, chiar și gripa asta devine spectaculoasă și interesantă. Am urmărit și câteva titluri ale presei de mâine. Trăiește-ți gripa, scriu Cațavencii pe prima pagină. Un fel de carpe diem de ăsta actualizat. Iată-o. Trăiește-ți așadar gripa. La interior, de asemenea, o pagină intitulată Istoria Imperiului Hoțoman, sănătate că e mai scumpă decât toate, într-adevăr, pentru că a ajuns astăzi un lux să te poți trata, ba chiar a ajuns un lux să nu te îmbolnăvești. Bun, se exagerează cu gripa asta venită din China, făcută pe vapor, într-adevăr, și care deocamdată este una doar în imaginația noastră. Avem virozele și gripele noastre din fiecare an. Ceea ce este foarte interesant este cum reușesc unii să scape în anumiți ani și nu mai scapă în alții. Da? Până la urmă se pare că aici soarta are o sită a ei și știe să cearnă până la urmă după niște criterii care din fericire nouă ne scapă. Bun, dar ca să intrăm un pic în subiect, pentru că există totuși o viață politică molatecă, așa neinspirată, neînsuflețită, suficient și dincolo de cazurile de gripă, e bine, Partidul Social Democratic ar planifica, dacă mai are zile, sigur, de trăit în acest an, în principiu nu prea. Dar ei și-au făcut totuși niște socoteli. Ce ne interesează pe noi este cum ar putea să arate noua conducere a partidului după ce vor fi avut loc alegerile care să-l ungă definitiv pe Marcel Ciolacu, întâiul decizător în PSD. Se pare că va fi un fel de quartet de ăsta de prim vicepreședinți în partid. Trei nume, se spune, sunt deja bătute în cuie. Claudiu Manda, care reprezenta Oltenia, nu numai familia Manda Vasilescu, dar întreaga Oltenia. Al doilea ar fi europarlamentarul de Bacău, Dragoș Benea, unul dintre baronii PSD de nouă generație. Iar în poziția treia, chiar dacă nu va veni să credeți imediat, Gabi Firea, pe care maestru Ciolacu nu poate deocamdată îndepărta definitiv, întrucât Firea este singurul nume greu din PSD care mai poate prosti pe oameni. Gabi Firea este singura care mai poate să câștige o primărie importantă în România în acest moment. Și atunci Ciolacu, care o detestă până în plăsele pe această scorpie de la capitală, totuși nu poate să o înlăture definitiv, Gabi Firea fiind așadar în cărți, în continuare, în stupizenia mandatului său, dar și prostiile colosale pe care le-a făcut în, la primăria capitalei, rămâne totuși în cărți pentru o poziție călduță de prim vicepreședinte. Se spune că al patrulea loc ar putea să eșueze la un moment dat la picioarele lui Sorin Grindeanu, dacă acesta se va hotărâ decisiv să revină în PSD. Dacă nu, favoritul zonei de nord-vest ar fi bistrițeanul Radu Moldovan, un baron de tip nou și el, sau dacă nu, iarăși în cărți, ar putea să fie maramureșanul Gabriel Zetea, pentru că PSD-ul a zghicit, vrea să pună în patru colțuri de țară oameni aparținând celor patru regiuni importante, Moldova, Transilvania, Oltenia și respectiv zona capitalei. Dar încă o dată, poate totuși că Sorin Grindeanu să îi împace pe toți cu condiția să se întoarcă în PSD. Sigur, mai sunt câteva nume care n-ar fi foarte mulțumite cu această primară socoteală, de exemplu, celebru brăilean Mișu Tudose, fostul președinte al partidului și care vrea și el, a fost prim-ministru, desigur, și care vrea și el să prindă ceva la ciolanul lui Ciolacu, dacă încă o dată acesta va exista până la urmă și va fi pus pe roate. În orice caz, ați observat, Marcel Ciolacu, care a tras furile și a îndepărtat pe cine a vrut el, face cărțile în continuare în acest partid decapitat de opinia publică din România, numai că, sigur, în PSD nu există democrație, nu este nici măcar un firicel de democrație în acest partid sumbru și slugarnic. E bine, acolo cărțile le fac ei între ei, sigur, nu este o premieră. Toate partidele își stabilesc, până la urmă, conducerea din interior, nu-i ascultă pe oameni. Sunt ca și cabliștii. Nicio diferență între
acest sistem și cel al operatorilor de cablu. Spuneam asta pentru că tot a publicat CNA-ul lista televiziunilor de mass carry pentru 2020, tirada aia, într-adevăr, pomada aia incomensurabilă de televiziuni, 33 sunt iarăși pe listă, deși marile televiziuni în România au plecat din acest sistem, da? Din iatacul până la urmă ocrotit al sistemului de maschere și s-au dus undeva acolo unde pot încasa mai mulți bani. O să revenim la un moment dat cu această listă, pentru că avem câteva întrebări. Nu mi se pare logică deloc această situație. Dar până atunci, totuși, deși nu știam, să recunoaștem că habar n-aveam de existența acestui partid, Partidul Forța Națională, l-am mai pomenit așa întreagăt, cine știa există un asemenea partid în realitate. Este partidul Teodor Meleșcan. Teodor Meleșcan este viu, are partid, împlinește 79 de ani la mijlocul lunii martie, este născut pe 10 martie. Forța Națională este partidul care ia bani de la stat. Acesta primește, așa cum primește și Gabri Oprea cu partidul lui, tot la fel și Teodor Meleșcanu, fostul vicepremier Gabriela Gavrilescu, a anunțat și ea că va vota alături de Teodor Meleșcanu moțiunea de cenzură inițiată de PSD și UDMR. Dar mă rog, asta sigur ca să aibă cum să iasă un pic în actualitate tovarășul Meleșcanu, care trebuia să fie în pușcărie, ar fi trebuit și oasele să-i fi putrezit deja acolo, la câte nevrednicii a făcut. De bine, el este, iată, șef de partid și a făcut un partiduleț cât o cămară. Dar n-are importanță ca să fie undeva șef, să poată să câștige niște bănuți. Bă, îl caută aia cu coasa peste tot, mai puțin acasă, întrucât la vârsta lui este prea alert, prea agil acest impostor, încât să fie căutat la domiciliu și probabil că are multe domicilii, complicat în România să te duci la domiciliu clientului. Da, îl caută peste tot și el înființează partide. Cum poți să faci așa ceva, bă? Deci el, comunist, da? A înfierat Revoluția de la Timișoara în 1989, are partid în 2020. Incredibil! Deci asta demonstrează că, într-adevăr, în politica românească este posibil orice. Interesant această ieșire la rampă, vă spuneam, de tip tonneau du Rallye de Monte Carlo, asta Ioanei Petrescu, fostul ministru de finanțe în guvernul Ponta și care n-a demonstrat atunci că știe să facă o socoteală simplă, habar n-avea de finanțe. E bine, și actualul membru al Pro-România, doamna Ioana Petrescu, ar fi propus acordarea unui dividend special de 1500 de lei. Așa ceva n-am mai auzit nici la cel mai populist PSD-ist. Asta ar însemna ca fiecare cetățean al României să primească în fiecare lună 1500 de lei pomană de la stat. Pentru faptul că este român, pentru faptul că o duce rău. Are doamna Petrescu, sigur, niște argumente. Nu e vorba de asta. Ea spune că sărăcia în România n-a scăzut practic deloc în ultimii 13 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, 13 cu ghinion. Poate că de asta n-a scăzut. Doar cu 1,1 puncte procentuale. Deci sărăcia era la nivelul României pe capita, da? La 24,6% din totalul populației acum 13 ani, la intrarea în Uniunea Europeană, 24,6% era sărăcia, în momentul de față este de 23,5%. Și doamna Petrescu, inimoasă așa, propune ca statul român să-i acorde fiecărui cetățean 1500 de lei lunar pentru că este român și pentru că oricum din oficiu este blestemat de soartă și trăiește în această țară mai bine n-ar trăi. Ia de exemplu Statele Unite, unde și-a făcut veacul la un moment dat, fără ca noi să știm exact ce a făcut acolo, pentru că deja devine dubios, mai cunosc eu câțiva cetățeni pe planeta asta care au făcut Harvard-ul și într-adevăr nu-i duce capul nici să treacă strada. Deci încep să mă îndoiesc un pic și de calitatea universităților americane. Dar în fine, nu e asta discuția. Democratul Andrew Yang, candidat în funcția de președinte al Statelor Unite, propune 1000 de dolari pentru fiecare american. El nu zice de mexicani, zice de americani. O sumă pe care o numește dividend de libertate.
Richard Nixon propunea în 1962 un venit anual garantat pentru familii cu copii de $1,600, adică 10.000 de parai la moneda actuală americană. Un membru democrat al casei reprezentanților, Rashida Tlaib, a propus în iunie anul trecut un program Boost care a acordat $3,000 americanilor care câștigă mai puțin de 50.000 de parai pe an. Așa am stat lucrurile, evident că n-avem de unde să luăm banii ăștia, evident că la guvernele astea ale României, chiar și populismul, dincolo de o anumită barieră, nu mai poate fi escaladat. Asta nu se poate. Sună bine, într-adevăr, ar fi pentru unii lovitura vieții. Unii și-ar imagina că ar câștiga la lot o lună de lună. E bine, nu este posibil, stați liniștiți. Este doar o propunere a unui cetățean care este certat cu lucrurile firești și care încoată nu a demonstrat nimic până acum, n-are niciun fel de calitate, doamna Petrescu. Ea nu poate să ajute finanțele din România în niciun fel. Poate o fi pricepută și dibace acasă la dânsa, dar nu în spațiu public, unde într-adevăr este pur și simplu lamentabil. S-a ajuns astăzi la votarea eliminării pensiilor speciale și aici sunt multe întrebări care au rămas fără răspuns și probabil că nu-și vor găsi răspunsul și odihna prea curând. 247 de voturi pentru și 21 de abțineri, nimeni n-a fost împotrivă. Acum, sigur, nu știu dacă e constituțional. Lupta e lungă aici, așa de pe o zi pe alta, că i s-a cășunat guvernului Orban să tai anumite pensii. De ce nu este constituțional? Pentru că nu înțeleg cum le tai unora și nu le tai altora. Da? Din ce am citit noi, rămâne cei mai mulți dintre deținătorii acestor pensii speciale, și anume 9.359 de persoane la finalul anului trecut, o creștere de 175 de persoane față de anul precedent, adică de 2018, deci din 9.359, da, a rămâne cei mai mulți fără pensii speciale. Erau anul trecut în România, trebuie să vă mai dau câteva cifre, 178.168 de beneficiari de pensii militare. Aproape 200.000 de oameni, din care 30.000 rotund încasau peste 6.000 pe lună, 8.900 încasau peste 10.000, 147 de persoane peste 20.000 de lei pe lună, iar 5 indivizi luau peste 25.000. Pentru plata pensiilor speciale, statul alocând la vremea respectivă 9 miliarde de lei. Vremea respectivă însemnând anul care s-a terminat. E bine, am înțeles că rămân totuși militarii și polițiștii, jandarmii, în general cei care lucrează în aparatul ăsta, fost milițienesco-securist, ăștia rămâne cu pensiile. Ama, magistrații nu, dar militarii da. E o problemă aici și de constituționalitate, dar până la urmă și de etică. Chiar nu înțeleg pentru ce armata, de exemplu, da, militarii, vă citeam, sunt pensii ale acestora gârlă, aproape 200.000 de pensii speciale. Ce a făcut armata în ultimii 30 de ani pentru România? Eu, care m-am ocupat mai puțin de domeniul ăsta și nici n-am avut grade din astea niciodată, poate că nu sunt la curent. Dar întreb telespectatorul, întreb 11 metriștii. De măcar am consolidat, am soluționat conflictul ăla dintre cetățeni și armată care era încă deschis, mocnea în 1990, armata care a fost cu Ceaușescu și care a tras în noi în 22 și în general la Revoluție. Eu nu știu, s-a soluționat. Văd că sunt 200.000 de militari care taie frunze la câini în România de 30 de ani, dar ce a făcut armata încoată întreb pentru România în 30 de ani? Nimic. Absolut nimic. N-a fost niciun război, da? N-a avut să intervină niciunde și pe lângă asta nu mai există armată. Aș vrea să informez cu tot respectul, nu mai există armată de când cu NATO și cu toate potlogăriile astea. La ce ar folosi armata română? La ce ar putea armata română să mai facă ceva? Dacă am fi atacat și de Taipei, ne-ar executa ăia în 48 de ore. Bun, Taipei-ul nu poate nici cel mai fericit exemplu, că ăia sunt cu China și cu virusul după ei. Desigur că ne-ar ataca. Oricine, bă, deci orice stat. Da? Practic și insula Șerpilor este militar mai puternic decât România.
Deci ce a făcut armata pentru această țară, ca pensiile speciale, Hodorong Trong n-a avut curajul, guvernul Orban sau mai rău, președintele Iohannis, să le taie. Că astea sunt belelele României. Biserica Ortodoxă și armata. Da, astea au înghițit cei mai mulți bani la cel mai mic randament. Eu mă bazez aici pe calcule științifice, nu pe frustrări personale. Atenție, aviz amatorilor. Deci, armata și biserica au înghițit bani fără să producă nimic. Doar pe minciună, pe impostură. Vorbesc de preoți. Da? Bă, dacă crezi în Dumnezeu sau în Iisus Hristos, nu te poți duce, bă, cu Honda sau cu Lexusul la serviciu. Pare rău. Dar nu poți să cobori din dita mai hardughia de 50.000 de euro dacă ești părinte, ești popă. Da? Trebuie să mergi pe jos. Când postești, nu mănânci de toate. Zici, bă, nu mănânc carne, nu mănânc de-astea, de produse cu proteine, nu știu ce, eu postesc. Nu, postul să ține cu un codru de pâine pe jumătate mucegăit și un pahar cu apă. Dar nu plin până la refuz. Ăla-i postul. Da? La noi nu există așa ceva. Deci care biserică? Ăștia care au jegmănit statul, nu plătesc impozite, niște funcționari. Pochii sunt în România niște funcționari, niște impozite.